Dragilor, astăzi alături de noi este Cristi Rusin, doctorand al Facultății de Istorie al Universității din București și vom vorbi despre sufism și vom vorbi despre mari maestri sufi, Omar Hayam Sanai Rumi. Și aș începe discuția noastră cu următoarea întrebare, Cristi Rusin. Care sunt temele centrale ale fiecărui maestru sufi, din cei menționați puțin mai devreme, și eu i-am menționat și în ordine cronologică, Omar Hayam Sanai, Omar Hayam cu Caravana Vieții în portofoliul editurii Herald, de asemenea Sanai cu Grădina Tainică a Adevărului și iată Rumi cu Matnai. Care sunt temele centrale ale fiecărui maestru sufi și mă gândesc aici ca simboluri, mă gândesc la iubire, mă gândesc la vin, mă gândesc la spiritualitate și cum sunt acestea exprimate prin simboluri și metafore? Sigur că da, în primul rând aș vrea să vă mulțumesc pentru invitații. În calitate de cititor al editurii de aproape 10 ani, este o mare bucurie pentru mine să avem această discuție. Pentru a vă răspunde la întrebare, cred că înainte de toate ar trebui să facem o succintă prezentare a contextului cultural istoric. Și la ce mă refer de fapt? Toți aceștia, toți cei trei maestri, Omar Hayam, Sanai și Rumi, Jalaluddin Rumi sau Hazreti Mevlana, cum îi spun turcii, sunt niște reprezentanți ai civilizației islamice. Civilizația islamică știm că apare în prima jumătate a secolului al VII-lea în peninsula arabică prin activitatea profetului Mohammed, alaihi salam, și prin revelația coranică. Partea acestei civilizații islamice este și poezia. Cu toate acestea, poezia este o artă, una dintre cele șapte arte, care sigur exista în Arabia de dinainte de Islam, de dinainte de nașterea profetului Mohammed, iar arabii erau foarte înzestrați și foarte abili în această artă. Existau diferite teme atunci, precum tema războiului, a dragostei, a trădării, onoarei, a familiei, a strămoșilor și așa mai departe. Venirea Islamului a adus însă în prim plan noi teme, precum dragostea de Dumnezeu, unicitatea lui Dumnezeu, paradisul, plăcerile paradisului, raiul, iadul, judecata și așa mai departe. În paralel cu expansiunea Islamului și cu dezvoltarea califatului arab în Orientul Mijlociu, au apărut și primii poeți arabi musulmani. În timpul dinastiei Umayyazilor din Damasc și a Abbasizilor de la Bagdad, cum este Omar ibn Abi Rabia, Abu Nuas, Abu Tamam, Al-Mutannabi și mulți alții. În a doua jumătate a secolului al X-lea și în prima jumătate a secolului al XI-lea are loc un fenomen foarte interesant, un fenomen de renaștere a limbii persane. Pentru că până la acel moment poeții musulmani compuneau și scriau în limba arabă. Din acest moment însă, araba nu mai este limba principală a poeziei și a literaturii, ci intră în scenă și limba persană. În acest context îi plasăm pe cei trei, Omar Hayam, Sanai și Rumi, care au trăit între secolele 11-13, ca fiind poeți persani și de limbă persană. Deci și din acest moment, după secolul al XI-lea, deja vorbim despre ascensiunea poeților de limbă persană, foarte importanți, care sigur eclipsează creațiile făcute de către poeții arabi din această perioadă. În ceea ce privește tema, pentru că asta a fost și întrebarea, tema sau temele centrale abordate de către acești maestri, ei bine, vorbim de două teme principale, iubirea și cunoașterea, care ele nu sunt contradictorii, ci sunt complementare, nu mai spun la Rumi, care este sultanul iubirii. Dar pe lângă acest fapt, există totuși și o serie de teme particulare fiecăruia dintre aceștia și o serie de motive pe care pune accent mai mult sau mai puțin decât ceilalți. La Omar Hayam, de exemplu, avem timpul și vinul. Sunt două teme foarte importante. La Sanai este această cunoaștere, cunoaștere de sine, cunoașterea lui Dumnezeu și relația dintre om și Dumnezeu cu raportare directă la Coran și la tradițiile islamice. Se vede foarte clar acest lucru în Hakikatul Hakikat, în Grădina Tainică a Adevărului, care a apărut în portofoliul editurii Herald. Iar la Rumi, care este sultanul iubirii, sigur, vorbim de o operă foarte complexă, Masnavi, Emanavi, sau Matnawi, care se raportează nu doar la tradiția islamică, ci la toate tradițiile, și la tradiția indiană, la tradiția asiatică, a Extremului Orient, chinezească, și la tradiția creștină și iudaică.
Toți trei s-au născut, de fapt, și au trăit în Persia și apoi, sigur, Rumi a ajuns în Anatolia, în Turcia de astăzi, la Konya. Și este foarte important faptul că Persia este această regiune care, sigur, și ca temă, ca teme și motive, vine și ea cu cumva cu o moștenire preislamică. Sunt aduse niște teme și din patrimoniul preislamic persan, sasanid și așa mai departe. Dacă ar fi să ne întrebăm acum în ceea ce privește limbajul poetic folosit de către cei trei maestri, am putea spune în felul următor. Toți cei trei sunt reprezentanții ai sufismului, limba arabă tasawuf, a ezoterismului islamic. Ei nu compuneau și nu scriau de dragul de a își prezenta iubirea și atașamentul față de lumea asta materială, sau de dragul de a face artă, sau de dragul de a face literatură, cum am putea să credem, sigur, că fac poeții din ziua de astăzi. Ei compuneau cu gândul de a transmite o serie de învățături înalte care se încadrează în această cunoaștere ezoterică a islamului. Iar modalitatea de transmitere a acestui mesaj era prin poezie. Și nu e vorba de orice fel de poezie. Este vorba de poezie cu formă fixă. Poezie cu formă fixă în diferite specii care existau la acel moment, precum gazelul, care a fost cultivat încă din vremea Umayazilor, dinastiei Umayazilor, de către Omar ibn Abi Rabia, și apoi a ajuns la apogeu în timpul lui Hafez și Saadi. Dar în cazul acestor trei maestri, avem în primul rând acea specie rubai sau rubaiat, catrenul, folosit de către Omar Khayyam. Omar Khayyam, da. Da, este catrenul rubai monorimat. Deci catrenul monorima persan, e cu monorimă. Iar în cazul lui Sanai și mai ales al lui Rumi, avem acea specie a genului liric numită maznavi sau maznawi, care este practic un tip de poezie tot cu formă fixă, structurat în distihuri cu rimă împerecheată. Deci aceasta este modalitatea de transmitere. Și sigur, care se recită, de altfel, Maznavi al lui Rumi mai este numit de către unii și Coranul Persan. Și foarte important pentru Rumi și pentru adepții săi din confreria Mevlevi, această recitare, muzica, dansul, foarte importante. Uite, dacă îmi permiți, aș vrea pe scurt, bineînțeles că n-am să citesc toată poezia, dar este superbă, efectiv, din Rumi, Jalaluddin Rumi, Cântecul Naiului. Da. Auzi cum n-ai un cântec, povestea lui și-o spune, de jalea despărțirii cum alta nu-i el spune. De când am fost din trestii tăiat, le ascult chemarea, bărbatul și femeia îmi jeluiesc plânsoarea. Vreau inimi sfâșiate de gheara despărțirii, pe rând să le dezvăilui durerile tânjirii. Cui a fost dat departe de matca lui să stea, râvnește doar la clipa unirii lui cu ea. Eu, tuturor știut, am durerea a o zice, tovarăși cu cei jalnici, dar și cu cei ferice. Te rog. Deosebit. Într-adevăr, deosebit. Trebuie să remarcăm aici și faptul că traducerea are și ea un rol. Ceea ce ați citit dumneavoastră este traducerea, iar traducătorul a reușit să redea cu niște cuvinte foarte elocvente originalul. Acum, sigur, am putea să vorbim despre rolul acesta al muzicii și al dansului. Exact asta vreau să te întreb, după limbajul poetic, să spunem, unde într-adevăr găsim foarte multe expresii stilistice, foarte multe metafore și simboluri, ce rol au muzica și dansul în tradiția sufi și cum le regăsim până la urmă în poezia sufită? Și aici, bineînțeles că mă refer în deopște la Rumi și la cunoscutul dans al dervișilor rotitori, care are o semnificație foarte interesantă de explicat celor care ne urmăresc. Da, sigur că da. Când vorbim despre relația dintre sufism pe de o parte și dans și muzică pe de cealaltă parte, dans între ghilimele, pentru că o să vedem că nu-i chiar un dans, e un
ritual. Ne referim deci în primul rând la Rumi, la Jalalul din Rumi, care este un mare maestru, cum am zis, turcii spun Hazreti Mevlana, este un maestru al unei confrerii. Deci există o întreagă confrerie, o întreagă frăție, ordin, cum vreți să-i spuneți, mai corect în limba arabă, tarica, cale, sufi, care sigur se revendică de la el și această tarica, această cale se numește tarica Mevlevi și, sau Mevlevia. În cadrul acestei tarica, pentru că deci există foarte multe căi, foarte multe tarica sufi sau turuc în arabă la plural, Kadiria, Tijania, Nakshbandia, Mevlevia, fiecare dintre acestea are un ritual specific de zicră. Zicră se referă la amintirea și pomenirea lui Dumnezeu. Unele dintre aceste tarica au, sigur, încorporat în ritualul lor de adorare, pentru că e un ritual de adorare, și muzica sau dansul. Este cazul acestei tarica a lui Mevlana, a lui Rumi, care are acest ritual numit Sema. Sema face referire, de fapt, la un cuvânt de limba arabă, Sama, care înseamnă a auzi sau a asculta. Ritualul în sine deci nu este dans, este o formă de zicră, de pomenirea lui Dumnezeu și totodată este un miraj. Miraj în limba arabă se referă, nu miraj cum e în deșert, miraj se referă la ascensiune, la înălțare la ceruri și sigur să face cumva o paralelă simbolistică cu al-Isra al-Miraj, călătoria nocturnă și înălțarea profetului Mohamed alaihi salam, când a plecat de la Mecca la Ierusalim și apoi de la Ierusalim s-a înălțat în cele 7 ceruri și apoi s-a întors înapoi, totul într-o singură noapte. Ritualul acesta, Sema, are practic 7 etape pe care le voi explica pe scurt, le voi prezenta pe scurt, nu fără a uita faptul că vestimentația este foarte importantă. Ne gândim la acei derviși rotitori a căror vestimentație și ritual, Sema, este specific în forma aceasta confreriei lui Mevlana, din Turcia, lui Rumi, e acea haină albă, în primul rând, care acel giulgiu, care reprezintă giulgiul egoului, egoul uman, în limba arabă nefs. Apoi este acea mantie neagră, care acoperă umerii. Mantia neagră face trimitere și la mediul acesta funerar, la moarte, dar și la ceea ce acoperă egoul uman. Și acea tocă sau pălărie înaltă, de formă cilindrică, care seamănă într-o oarecare măsură cu piatra de mormânt islamică. O piatră, o piatră tombală. Exact, o piatră tombală și chiar asta reprezintă o piatră tombală a egoului, purtătorului. Ritualul în sine, practic, deci, începe în prima etapă cu o recitare a unor, să le spunem, litanii, salawat ala nebi, de genul Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Deci o serie de litanii și binecuvântări la adresa profetului și laudă la adresa lui Dumnezeu. Al doilea pas sau al doilea moment este o invocație a verbului divin creator prin bătaia tobei. În momentul în care se bate toba, atunci este invocat verbul divin creator. E vorba de verbul kun, pentru că în Coran există această expresie care se repetă de mai multe ori, kun fayakun, fi și el este. Este verbul creator. Dumnezeu spune kun, fayakun. Deci spune fi și atunci el este, intră în existență. Și astfel ajunge la al treilea moment al ritualului, la momentul în care, după bătaia de tobă, după această invocație a verbului divin, se cântă dintr-un nai. Naiul e din nou foarte important, ați citit mai devreme, ați recitat din cântecul naiului, acompaniat de chimvale. Și sunetele acestea ale instrumentelor muzicale reprezintă apariția vieții. Deci după verbul creator, apariția vieții și a făpturilor. Să specificăm că naiul, deși aici este tradus ca nai, dar el este de fapt nei, să nu înțeleagă lumea că ar fi vorba de naiul tradițional, autohton din cultura română. Naiul seamănă mai degrabă, e o combinație, aș spune, între fluier și un fel de caval mai mic. Da, da, e tot un instrument de suflat asemănător. În al patrulea moment, dervișii intră practic în scenă, ei pot intra cu mâinile în poziția aceasta, reprezentând practic sau referindu-se, simbolizând unicitatea lui Dumnezeu, Tauhid, în limba arabă.
În acel moment, când începi să intri în scenă și totul se face în general sub supravegherea unui șeic, a unui maestru, ei se salută plecându-se reciproc, se salută reciproc plecându-se unii în fața celorlalți și reprezintă acest salut al sufletelor, al egourilor. Apoi începe practic în al cincilea moment, abia atunci începe tema propriu-zisă, mă refer la rotire, la dansul pe care noi îl știm. Și care și acesta la rândul lui este compus din patru mici etape, patru salam, patru salutări. Pentru că asta, salam este salutul de pace pe care îl știm cu toții, specific musulmanilor, salamu aleikum, pacea fie asupra ta. Și primul salam, prima salutare, când deja dervișul începe să se rotească, reprezintă nașterea adevărului receptat de către simțuri și minte. În momentul în care el spune salam, atunci își exprimă faptul că exprimă această realitate a adevărului pe care el l-a primit în egoul său, în inima sa, prin simțurile sale. Al doilea salam reprezintă extazul practicantului, dervișului, când mărturisește măreția lui Dumnezeu datorită splendorii din creații, din jurul său. Apoi, deja în momentul 3, când spune al treilea salam, atunci se ajunge la apogeul ritualului, când deja viteza de rotație este alta, este mult mai mare, și atunci se ajunge la disoluția, la anihilarea sinelui în dragostea divină, în dragostea de Dumnezeu, practic intrarea în prezența divină și apogeul acestei ascensiuni, apogeul mirajului, înălțarea la sferele cerești, la al șaptelea cer. Și sigur, trebuie spus un lucru foarte interesant legat și de poziția mâinilor. Poziția mâinii drepte este mereu ridicată cu palma către cer pentru a primi binecuvântările lui Dumnezeu, în timp ce mâna stângă este cu palma îndreptată spre pământ. Exact, și în jos, pentru că e partea cu inima și reprezintă faptul că iubirea este baza și are o legătură, din nou, o conexiune între cunoașterea și iubire. Până la urmă, cunoașterea și iubirea sunt complementare, pentru că n-ai cum să-L iubești pe Dumnezeu dacă nu-L cunoști. Deci asta este foarte important. De asemenea, urmează apoi al patrulea salam și ultimul, care reprezintă întoarcerea din călătorie. Întoarcerea din călătorie pe modelul profetului, când a fost în cele șapte ceruri și apoi s-a întors. Și în acel moment, rotirea se oprește și dervișul revine cu mâinile în poziția aceasta, simbolizând din nou unicitatea lui Dumnezeu. Urmează apoi al șaselea moment al ritualului, care este o recitare din Coran, de obicei o recitare foarte scurtă, se recită unu sau două versete, în general din sura Al-Baqara, sura Vaci, a doua sură și cea mai mare din Coran, urmată apoi de sura Al-Fatiha, sura deschizătoare, prima sură din Coran. Și al șaptelea moment și ultimul, ritualul se încheie cu binecuvântări și salutări de pace asupra profetului și asupra credincioșilor, deci la fel cum a început, iar apoi dervișii se retrag în camerele lor. Și pe scurt, acesta este ritualul în tarica lui Rumi. Și se vede foarte clar importanța muzicii și a dansului. Care este rolul acestei teme centrale, mă refer aici la vin, în opera lui Omar Khayyam? Aici se face o confuzie foarte mare, din păcate. Am specificat faptul că Omar Khayyam, Sanai, Rumi și mulți alții sunt practicanți ai sufismului. Ei încearcă prin limbajul acesta omenesc să transmită anumite învățături mult mai înalte pe care la o primă vedere oamenii n-ar putea să le înțeleagă. Omar Khayyam, prin tema vinului, nu încearcă să încurajeze alcoolismul, beția și așa mai departe. Practicanții sufismului, deci a ezoterismului islamic, automat trebuie să fie fideli și dimensiunii exoterice a islamului, adică șariei. Și șaria interzice în mod categoric alcoolul, vinul. Prin urmare, un sufi autentic, cum e Omar Khayyam, nu poate să încurajeze consumul de alcool. Alcoolul acolo și beția au o altă semnificație, beția fiind de fapt una spirituală. Omul ce se întâmplă când se îmbată? Când se îmbată, nu mai știe ce este în jurul său și nu mai are legătură cu lumea aceasta. Așa și cel care se îmbată de dragostea și de cunoașterea lui Dumnezeu, nu mai are legătură cu lumea aceasta. Deci vinul, sigur... Beția uniunii cu divinitatea, cu principiul absolut. Exact, sigur că da, nu este vorba de vinul acesta mundan, pământesc, pe care îl știm cu toții. Cu toate că unii
din nou, l-au citit pe Omar Hayam. În România am întâlnit destule persoane și au spus, vai ce mult le place, că încurajează consumul de alcool și așa mai departe. Nu, nu încurajează consumul de alcool. El practic folosește doar niște cuvinte, niște termeni, niște teme și niște motive pământești pentru a exprima niște adevăruri mult mai înalte. Cum l-a influențat Sanai, pentru că vorbeam puțin mai devreme și îi prezentam pe cei trei membrii ai tradiției sufite, mari maestri sufi, în ordine cronologică, Omar Hayam, Sanai și Rumi. Cum l-a influențat Sanai prin opera sa pe Rumi? Dacă nu mă înșel, în secolul al XII-lea a trăit Sanai, iar Rumi în secolul al XIII-lea. Da, Sanai este un personaj foarte misterios. El nu se știe sigur locul unde s-a născut, se știe așa în mare regiune, zona de est a Persiei, aproape de Afganistan, nu se știe sigur anul în care a decedat, sunt foarte multe ipoteze, că presupune că s-ar fi născut undeva în 1080. În ceea ce privește decesul, sunt atât de multe variante, cu atâtea variații, 1131, 1133, 1150 sau 1181. E cea mai târzie dată pe care am găsit-o referitoare la decesul lui Sanai. El a trăit în această zonă unde a domnit dinastia Ghaznavizilor, Mahmud din Ghazna și Ibrahim din Ghazna, în zona între Persia și India. Și de aceea și majoritatea manuscriselor din opera lui Sanai, lucru care a făcut mai puțin accesibil pentru europeni cunoașterea operei sale, s-au păstrat în India. Acolo, în India, unul dintre primii exegeți, în timpul dinastiei mogulilor, prin secolul al XVI-lea, îl comentează opera lui Sanai cumva imediat după ce comentează Masnaui a lui Mevlana, a lui Rumi. Deci el îi pune cumva în legătură. Ceea ce este însă interesant e că Sanai, sigur, în perioada lui Rumi, a circulat în acel moment. Rumi cunoștea opera pentru că Rumi se raportează la el și la un alt poet persan important, Attar, și spune Rumi la un moment dat, are niște versuri, mi le-am notat undeva, zice așa: Attar a fost spiritul, Sanai cei doi ochi. Pășim vegheați de Sanai și Attar, sau pășesc pe calea lor. Deci Rumi menționează direct și e o chestie foarte ciudată. Faptul că noi l-am cunoscut cumva pe Sanai la un moment dat prin opera lui Rumi, dar nu îi cunoșteam exact opera lui Sanai și nu îi cunoaștem nici acum toată opera, pentru că foarte multe manuscrise s-au păstrat, cum am zis, în subcontinentul indian, iar foarte puține au fost traduse, cum e cazul acestei grădini tainice adevărului, volum care a fost cumva realizat în 1910, prima dată de un britanic, James Stephenson, care a adunat manuscrise din India. Deci, clar, Sanai a avut o influență, cel puțin ca model, pentru Rumi. Deci există o legătură și o continuitate, de altfel. Dragilor, iată, am vorbit astăzi poate de cei mai importanți reprezentanți ai tradiției spirituale sufite. Este vorba de Omar Hayam, Sanai și Rumi. Bineînțeles, să nu uităm niciodată să îl pomenim, să-l menționăm și pe Ibn Arabi, pentru că nu e așa, Rumi este sultanul iubirii, iar Ibn Arabi este sultanul cunoașterii. Îi mulțumim foarte mult lui Cristi Rusin că a fost alături de noi. Cristi Rusin, doctorand al Facultății de Istorie al Universității din București. Îi mulțumim foarte mult pentru informațiile, iată, atât de prețioase, care fac lumină în ceea ce înseamnă sufismul și membrii de seamă ai tradiției spirituale sufi. Noi ne dăm întâlnire la o nouă ediție a rubricii Cărți Deschise pentru Minți Deschise. Să aveți o zi frumoasă, o zi minunată, o zi binecuvântată și lectură plăcută. La revedere, numai bine!